Este alertă în Ilfov după ce un bărbat s-a baricadat cu fiica lui de 5 ani în casă și amenință că se va arunca în aer. Polițiștii stau la ușa bărbatului de mai bine de 16 ore și încearcă în continuare să-l convingă să nu facă nimic grav. Colega noastră, Delia Bulgaru, este și ea la locuința bărbatului și ne aduce în direct cele mai noi detalii. Bună dimineața, Delia, te ascultăm! Bun găsit, Andrei, bun găsit tuturor. Continuă intervenția autorităților de mai bine de 17 ore în care polițiștii au încercat să-l convingă pe bărbatul de 45 de ani să iasă din locuința lui, acolo unde s-a baricadat alături de fiica lui în vârstă de 5 ani. Polițiștii au ajuns aici încă de ieri, de la ora 2 și au împrejmuit zona asta pentru că bărbatul a amenințat că se va arunca în aer. A făcut chiar și un live pe pagina lui de Facebook în care a arătat o butelie. Acesta a spus că are 3 astfel de butelii și va arunca în aer toată locuința asta dacă oamenii legii nu vor pleca din fața casei lui. Știm că au fost prezenți aici și salvatori și agenți de la trupele speciale și au încercat cu toții să-l convingă să renunțe la aceste amenințări și să iasă din casă. Spuneau vecinii seara trecută că scandalul ar fi pornit după ce soția lui a spus că vrea să plece din locuință, că vrea să-l părăsească și că va lua cu ea fiica lor în vârstă de numai 5 ani. Acest lucru l-a enervat la culme pe bărbat și l-a determinat să recurgă la acest gest. După cum vă spuneam, s-a baricadat în casă cu fiica lui și a spus că nu va mai ieși de acolo și că vrea să fie lăsat în pace. A cerut tuturor să plece de aici. Continuă intervenția, după cum vă spuneam, și după 17 ore, pentru că nici până la acest moment negociatorii nu au reușit să ajungă la o înțelegere cu el. Încă suntem aici, așteptăm să vedem dacă vor reuși să-l convingă și cum se va încheia această negociere, care este de altfel una dintre cele mai lungi de până acum. Mulțumim foarte mult, Delia. Să sperăm că se termină totul cu bine. E impresionantă această desfășurare de forțe. A durat foarte mult. Iar acest subiect, doamnelor și